Gânduri despre Cartea Apocalipsei de Ellen Goldwight. Capitolul 12. Apocalipsa 11. Apocalipsa 11:1 este cheia pentru încheierea lucrării. Marele plan al mântuirii, așa cum este descoperit în lucrarea de încheiere pentru aceste zile de pe urmă, trebuie să fie supus unui examen minuțios. Scenele care sunt în legătură cu sanctuarul ceresc trebuie să facă o astfel de impresie asupra minților și inimilor tuturor, încât ei să fie în stare să impresioneze pe alții. Toți au nevoie să devină mai pricepuți în ceea ce privește lucrarea de ispășire care se îndeplinește în sanctuarul de sus. Când acest mare adevăr va fi văzut și înțeles, cei ce îl dețin vor lucra în armonie cu Hristos ca să pregătească un popor care să reziste în ziua măreață a lui Dumnezeu, și eforturile lor vor fi pline de succes. Prin studiu, meditație și rugăciune, poporul lui Dumnezeu va fi înălțat mai presus de cele pământești și firești și va fi adus în armonie cu Hristos și cu marea sa lucrare de curățire a sanctuarului ceresc de păcatele lor. Credința lor va intra odată cu el în sanctuar și închinătorii de pe pământ vor fi plini de grijă revizuind viețile lor și comparând caracterele lor cu mărețul standard al neprihănirii. Ei își vor vedea propriile defecte. De asemenea, ei vor vedea că trebuie să aibă sprijinul Duhului Sfânt dacă doresc să devină destoinici pentru măreața și solemna lucrare din acest timp, care este încredințată trimișilor Domnului. Când ochii noștri vor privi prin credință în sanctuar, vor transpune în realitate importanța și sfințenia lucrării ce se face acolo. Vom detesta tot ceea ce este de natură egoistă. Păcatul va apărea așa cum este el, călcarea legii sfinte a lui Dumnezeu. Ispășirea va fi înțeleasă mai bine, iar prin viață și credință activă vom vedea că orice virtute pe care o are omenirea există doar prin Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Fiara ce se ridică din adânc este ateismul. Fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Puterea ateistă care a condus Franța în timpul Revoluției și domniei teroarei a purtat un așa război împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului său sfânt, cum omenirea nu a mai văzut niciodată. Revoluția franceză ne arată lămurit ce înseamnă să-l dai deoparte pe Dumnezeu și legea sa. Ateii, necredincioșii și cei apostaziați se împotrivesc și denunță legea lui Dumnezeu, dar urmările influenței lor dovedesc că buna stare a omului este legată de ascultarea din partea lui de principiile divine. Aceia care nu vor să citească lecția în Cartea lui Dumnezeu sunt îndemnați să o citească în istoria popoarelor. În timpul Revoluției, legea lui Dumnezeu a fost legată în mod deschis de către Consiliul Național, iar în timpul domniei teroarei care a urmat, s-a putut vedea de către toți acțiunea cauzei și a efectului. Apocalipsa 11:18, o schiță a zilei Domnului. 1. Mânia popoarelor în timpul ploii târzii. 2. A venit mânia ta în timpul celor 7 plăgi. 3. Judecata morților nelegiuiți în timpul celor 1000 de ani. 4. Nimicirea celor ce distrug pământul, după cei 1000 de ani. Am văzut că mânia națiunilor, mânia lui Dumnezeu și timpul pentru judecata celor morți sunt evenimente separate și distincte, urmând unul după altul, că Mihail nu s-a sculat încă, iar timpul strâmtorării, cum n-a mai fost pe pământ, nu a început încă. Națiunile se mânie acum, dar când marele nostru preot va încheia lucrarea sa în sanctuar, se va ridica, va îmbrăca veșmintele răzbunării, iar apoi vor fi turnate cele 7 plăgi. Viziunea aceasta a fost dată în 1847, când erau doar câțiva frați adventiști ce păzeau sabatul, iar din aceștia doar puțini înțelegeau că ținerea sabatului era de o așa importanță încât trasau o linie de despărțire între credincioși și necredincioși. Acum începe să se vadă împlinirea acelei viziuni. Începutul timpului strâmtorării, menționat aici, nu se referă la timpul când vor începe plăgile, ci la o perioadă de timp, chiar înainte ca ele să înceapă, perioada în care Hristos este în sanctuar. În acest timp, când lucrarea de salvare se încheie pe pământ, vor fi nenorociri,
Națiunile vor fi mâniate, totuși ținute în frâu ca să nu împiedice lucrarea celui de-al treilea înger. În acel timp va veni ploaia târzie sau înviorarea de la fața Domnului, să dea putere strigătului celui de-al treilea înger și să-i pregătească pe sfinți să reziste în perioada când vor fi revărsate cele 7 plăgi.